Handbaliștii de la CSM Alexandria, antrenați de Liviu Candidatu, au întâlnit pe teren propriu echipa CSM Vaslui într-un meci disputat în turul 1 al Cupei României. În meciul ce a avut loc la Sala Sporturilor din Alexandria, oaspeții au condus permanent și s-au impus în final cu un scor de 38-30 în fața gazdelor. Antrenorul echipei CSM Alexandria consideră că se puteau valorifica mai multe ocazii pe care le-au avut, dar că au reușit să-și atingă obiectivul de a juca împotriva unui adversar puternic de prima ligă. Astăzi s-a desfășurat primul tur al Cupei României. Noi am întâlnit astăzi CSM Vaslui, o echipă de prima ligă. Din punctul meu de vedere, jucătorii noștri s-au ridicat la nivelul adversarului. Diferența a făcut-o pe tot parcursul jocului, ratări foarte multe din situații 1 la 1 din partea jucătorilor noștri. Dacă reușeam să marcăm din acele situații, din punctul de vedere, scorul era mult mai strâns. Am avut momente bune când ne-am apropiat la 3 goluri, situații în care iarăși am ratat, dar pe ansamblu eu sunt mulțumit pentru că am reușit să terminăm meciul în primul și primul rând sănătoși și ne-am îndeplinit și obiectivul de a avea un meci cu un adversar de primă ligă pentru a putea pregăti și a putea vedea și nivelul la care suntem vis-a-vis de următoarele jocuri pe care le vom avea, în special jocul de duminică pe care îl avem pe teren propriu cu CSM Sighișoara, meci extrem de important pentru noi, pentru a putea rămâne pe primele locuri în clasament. Pentru CSM Alexandria au înscris Cătălin Fodorean și Bogdan Cozorici câte 5 goluri, Leonard Mihalache 4, George Voicu 3, câte 2 goluri, Rareșnițu, Claudiu Chioreanu, Alexandru Dobriceanu, Robert Alupoaie și Claudiu Lazureac, iar Nicolae Vamanu și Pintilie câte un gol.